degajată până la urmă de colț. Revedem această fază cu pătrunderea ușor norocoasă a lui Liviu Anța, al 1-2-ul cu pena, iar aici Frunză prins prea departe, nu aș ce să facă. Cade un jucător al lui Dinamo. Spate un șut puternic. Poate nu știu ceva. E popa. Centrare pentru Lazar. Pentru Zănciulescu, Laurentiu Rus este în dreapta, mingea se duce către Marius Nicolae. Pasa lui Marius Nicolae pentru Rus, urmează centrarea. Deocamdată un dribbling, vine și al doilea și al treilea, iată. Și foarte cam lui Rus. Perfecționist. Mulțumesc pe Rus, foarte frumoasă această întoarcere, centrare Dăciulescu. Matai din nou prea lent. Rus încearcă o diagonală pentru Marius Nicolae, stopul vine perfect din Ploieșteni, iar apoi Tigoianu a degajat cât mai departe. Luchin, Cătălin Munteanu pentru Rus, foarte frumoasă această pasă, centrarea lui Rus, Nicolae scoate lung. Aibă noroc, a marcat, pentru că nu a putut controla foarte bine mingea. Pasa lui Cătălin Munteanu ajunge, dar Rus încearcă să treacă de Morai și Rus în careu, Rus, bară! Aici acolo vine șutul. Trece puțin pe lângă poarta de sub picior Pătrașcu. Centrează Rus, liber Dăciulescu. Marius Nicolae, Munteanu, din nou Marius Nicolae. Pasa lui Laurentiu Rus, excelente pentru Dăciulescu. Încearcă să construiască un nou atac Dinamo. Laurentiu Rus deviază pentru Marius Nicolae. Din nou Laurentiu Rus, Dăciulescu așteaptă centrarea spre zăruce balonul Dăciulescu. Gospodinov a respins din fața lui Dăciulescu. Acum centrează Laurențiu Rus spre golul de unul danul lui Dinamo. Gospodinov nu a avut ce face. De remarcat și calitatea. Trei jucători în lumina această săptămână. Jocul continuă. Este antrenat cu Laurențiu Rus. Aruncă mingea care o pentru Marius Nicolae. Mingea jos, șutează Nicolae. Acțiune de atacant adevărat a lui Săgeată. Iată mingea lui Laurențiu Rus. Nicolae pune mingea jos și Lazar în partea dreaptă și Rus la susținere, 2 contra 1 sunt acolo Mendy, Lazar că vine drumul la mine, Rus centrale în fața porții, Rotariu care la Cătălin Munteanu și o pasă lungă a lui Cătălin Munteanu, centrare în care incert până ieri din pricina unei contuzii la piciorul drept. Marius Nicolae, mingea pe colțul lung, gol! Dăciulescu întoarce la Rus, centrarea lui Rus, foarte ca lui Alexe, gol! Totuși Dorje păstrează poziția pentru echipa sa. Laurențiu Rus trimite în stânga la Cătălin Munteanu, liber Munteanu în stânga, centrează pentru Dăciulescu! Plăte culoar pentru Alexe, vine acolo Rus cu stângul! Numai că Alexe a scos foarte bine la Laurențiu Rus. Încă o dată de remarcat. Acum, iată, de Bubacar scoțând în spate. Vine șutul lui Laurențiu Rus pe colțul lung. Gol! Înscrie Laurențiu Rus cu un șut foarte frumos. Schimbă junior la acest gol primit. Poate și ușor de viață mingea de Andrei Mureș. Prea târziu. Este 2-1 la pauză pentru Astra în fața lui. Poartă Iașului. Leargă Țucudean, acolo un duel cu Dincu Țucudean pentru Rus! Laurențiu Rus, 5-1! Galcev pentru Scutaru, încearcă o deviere Stelianu Filip și vine șutul, gol! Gol marcat de Laurențiu Rus, semn important Laurențiu Rus în turul semifinalelor din ediția trecută. Acum pentru Rus, nu a fost offside, Rus trece, Rus și este 1-0.